Începem cu zodia berbecului. Emoțiile la control. Puterea ta constă în resursele interioare, descoperi că ai resurse care s-au deschis parcă din interior, emoțiile sunt sub control în fața haosului, iar acest moment al noilor începuturi este extrem de important pentru că totuși vorbim de o lună plină, când energia lunii începe să scadă și atunci tot ceea ce ne-am propus și am bătut în cuie, trebuie să ne ținem și să ducem acest lucru. Vedeți că Zelenski este vărsător, nu este berbec. Atenție! Relațional, ai nevoie de inteligență plus de capacitatea de a fi puțin mai hotărât dacă vrei să prinzi în mreje pe cineva. Petrece timpul gândindu-te ce ai putea să faci. Poartă culori calde și să se pregătească nativii să se întâlnească cu cineva special. Profesional, există cineva cu care lucrezi și care este deosebit de important pentru tine. Ai nevoie de un mic succes ca să pornești luna cu dreptul. Vorbesc de luna mai. Da. Financiar, fii atent cu banii tăi, stai deoparte de magazine, evită site-urile de cumpărături online, dacă trebuie să faci cumpărături, atunci cheltuiește doar o sumă minimă și să lași cardurile acasă. Deci e mai fără bine. Excese. Fără excese. Sănătate, există momente în care este mai important să-ți simți sentimentele decât să ai totul sub control. Taur, ca întotdeauna, vorbește realismul. Lucrurile sunt destul de confuze la începutul lunii pentru ei, dar odată ce încep să vorbească și odată ce încep să comunice cu cei din jurul lor, ei de obicei, din cauza timidității, sunt destul de tăcuți, vor rămâne surprinși cât de multe lucruri știe și cu cât interes este ascultat. Este ascultat ceea ce spune. Relațional, are nevoie să invoci o anumită hotărâre, să te îmbraci ca să arăți cât mai bine și să stabilești întâlnirea la telefon scurt și la obiect. Profesional, parteneriate de tot felul ar trebui să meargă bine. Rămâi concentrat asupra obiectivelor personale și vei putea să le atingi în cel mai scurt timp. Financiar, este crucial să fii realist și nu idealist în legătură cu banii tăi. Ca sănătate, consumul de apă te va ajuta să te concentrezi asupra organismului într-un mod pozitiv și să elimini toxinele. Ei sunt foarte atenți cu partea de sănătate. Gemeni, comunicarea deschisă. Cea mai mică acțiune al cuiva poate provoca tulburări în mintea ta, cu excepția cazului în care înveți să-ți controlezi emoțiile. Transformă asta într-un obiectiv. Relațional, oamenii sunt într-o dispoziție neobișnuită, generoasă și de asemenea mai înclinați să vorbească și să discute mai degrabă decât să facă o declarație de dragoste sau să treacă la acțiune. Profesional, munca ar trebui să fie limitată la sarcinile de rutină pe care le poți face automat, deoarece ai nevoie de timp pentru a te relaxa și a să reîncărca bateriile, ca orice om. Financiar, este timpul să te gândești la modul în care discuți cu anumite persoane pentru bani sau să intri într-un sistem de investiții care să stârnească interesul, nu doar al tău. Ca sănătate, simți o mare anxietate, iar acest lucru se poate manifesta la nivelul digestiei. Deci, atenție foarte mare, niciodată nervii cu alimentația nu vor face casă bună. Niciodată, deci nu mâncați când sunteți nervoși, pentru că puteți să vă creați blocaje alimentare. Rac. Entuziasm. Câteva apeluri telefonice, mail-uri sau alte comunicări ciudate te pot lua pe nepregătite. Relațional, există un entuziasm real pentru și despre subiectele de conversație pe care ți le alegi să le abordezi fie cu persoana iubită, fie cu grupul de prieteni cu care ești. Profesional, ai foarte multe motive să fii optimist cu privire la perspectivele pe care le ai. Financiar, ai șansa de a forma parteneriate profitabile din punct de vedere financiar pe baza cunoștințelor. Ca sănătate, îndrăznește să-ți analizezi stilul de viață. Concentrează-te pe acel domeniu care te face să te simți puțin mai în formă. Și aici vorbesc despre mișcare, vorbesc despre odihnă, despre relaxare, care să alterneze cu munca. Am ajuns la Leu. Leu. Reevaluări. Ce reevaluăm? O sumă neașteptată de bani ți-ar putea intra în conturi luna aceasta. Probabil nu va fi mare,
dar va fi binevenită. Deci nu e. Cineva poate că ți-a datorat ceva bani și iată, acum vine și ți-i returnează relațional. Cu puterea convingerii vei putea să ieși la prima întâlnire. Nu trebuie decât să folosești cuvinte potrivite și să gratulezi puțin persoană. Adică, ca să nu spun lingușire, știi? Profesional, situațiile se transformă în cele din urmă în favoarea ta. Mulți oameni văd lucrurile prin ochii tăi și asta este iar foarte bine, iar deoarece acest lucru te ajută la crearea unei înțelegeri mult mai mari, nu doar despre tine, ci și despre oamenii cu care lucrezi. Financiar, s-ar putea să decizi să-ți aranjezi bani într-un mod nou în fonduri mutuale. Este un moment bun pentru a face bilanțul obiectivelor pe care ți le-ai propus. Ca sănătate, urmărește ce mănânci și tu, consumă cât mai puțin carbohidrați câteva zile, mai ales că am trecut de sărbătoarea Paștelor, în care sunt convinsă că toți am făcut excese. Acest exercițiu te va determina să te concentrezi asupra ta. Iată, toate zodiile sunt avertizate sau sunt recomandate pentru un stil de viață sănătos. Sănătate, normal. Că... și să știi că și aceste modele se schimbă. Am observat de la un an la altul, așa că nu trebuie să-ți faci probleme. Ca fecioară, la fecioară vorbesc despre revitalizare. În sensul că îi sugerez să nu stea prea mult în picioare, când face mișcare să se concentreze pe ușoare exerciții de întindere. Relațional le-aș sugera să nu-și ascundă opiniile sau gândurile reale, dacă se trezește pus în situația de a răspunde într-un fel care căruia lui nu-i place, mai bine să spună adevărul decât să încerce să lanseze ceva ce nu-i aparține, pentru că va suna fals și va bate în retragere și atunci cel mai bun lucru este să stea cu, să fie cât se poate de sincer. Profesional, s-ar putea să ai de lucru cu colegii care au o personalitate puternică și sunt foarte deciși în ceea ce fac. O postură blândă, dar fermă, îi va face curând să bată în retragere. Financiar, ești copleșit de muncă sau simți că întâmpini multe obstacole în carieră și că, de fapt, banii tăi nu sunt ceea ce ar trebui să fie. Așa, dar eu spun să fii calm, să stai liniștit, pentru că și lucrurile vor merge în favoarea ta, mai ales că tu, ca fecioară, ești un semn destul de favorizat anul acesta. Ca sănătate și ți-e sugerez un program de exerciții fizice, dacă s-ar putea cu regularitate, începe cu moderație ca să nu te descurajezi. Aerobicul, eu cred că îți va ridica nivelul de energie în mod considerabil. Luăm o scurtă pauză de publicitate și revenim și cu celelalte zodii. Rămâneți alături de noi, ne întoarcem în câteva momente. Am rămas la nativii... Semnul balanță. Balanță. Pentru balanțe, conciliere. Ești într-un cadru de spirit elevat, nu într-un spațiu în care să te concentrezi la problemele lumești. Este loc și pentru inspirație artistică. Orice fel de exercițiu ar trebui să facă endorfinele să curgă. Relațional, dacă tu și iubita ta ați avut recent o problemă și nu v-ați vorbit, acum este momentul pentru a reveni la gânduri mai bune. Poți începe reconcilierea cu câteva argumente, dar aceasta va fi mai degrabă o eliberare a tensiunilor decât lucruri pe care ai vrea să le discuți cu adevărat. Profesional, realitatea unei anumite situații a devenit mai clară și vezi lucrurile cu un ochi mai practic, mai clar, mai pragmatic. Drept urmare, ești capabil să te bazezi pe tine și să nu-ți lași emoțiile să te distragă de la muncă. Financiar, obținerea de profituri poate deveni o sarcină dificilă. Ia toate deciziile extrem de atent. Îți propui să faci acest lucru acum, făcându-ți cunoscute și obiectivele cu voce tare și clar. Ca sănătate, puteți trăi o viață întreagă ignorând ceea ce corpul vostru are nevoie. E adevărat. Dar vocea interioară te poate direcționa către ceea ce este cu adevărat sănătos pentru tine. Scorpionii? Pentru scorpion, munca la bătaie. Posibil să ai tendința de a reacționa excesiv la comentarii întâmplătoare și care sunt probabil nevinovate, dar pe care tu să le interpretezi greșit, drept jignire. Așa că
fii un pic mai atent la context și încearcă să treci dincolo de cuvinte. Relațional, când ești tăcut, înseamnă că ești în căutarea unui mijloc de a prelua controlul asupra relației sau este o modalitate de a face ceva ce nu îți place și atunci prefer să taci și să acționezi. Profesional, munca îți va aduce lucruri mai mari și mai bune acum. În următoarele săptămâni te vei simți ca și cum ai da înapoi de pe locul pe care ți-ai dori să fii. A zice să fii atent la context, să nu, din nou, repet acest cuvânt, nu vreau să pară redundant, dar este foarte bine să analizeze situația cu care se confruntă. Din punct de vedere financiar, activitatea foarte mare și foarte intensă la nivelul casei, banilor obținuți din muncă proprie. Poți schimba modul în care câștigi bani, precum și șansa de a-ți renegocia salariul. Și asta este un lucru foarte bun. Iar ca sănătate, dacă ai simptome care te nedumeresc, caută cele mai multe informații acolo unde știi că poți să le găsești, nu neapărat pe internet, ci din o varietate de surse, astfel încât să ai o imagine cât mai clară asupra ceea ce ți se întâmplă. Dacă nu, mergi direct la medic, programat la medicul de familie și văzut de ce, pentru că de obicei oboseala și stresul induc tot soiul de boli neașteptate. Spuneți că avem niște evenimente în Scorpion sau niște planete în Scorpion. Sunt ei acești nativi mai afectați decât ceilalți? Măi, nu știu dacă, n-aș putea să spun că sunt, sunt și nu sunt. Sunt afectați pentru că avem o lună nouă în Scorpion și de acest lucru trebuie să ținem seama, pentru că Scorpionul este un semn, cineva mă întreba, zice, Scorpionul și Racul sunt semne optimiste? Da, sunt chiar foarte optimiste. Dar întotdeauna la Scorpion, în spatele optimismului, se ascunde nu doar munca, ci se mai ascunde și un sistem de informații pe care doar el și l-a creat și pe care doar el îl poate manevra. Una la mână. De aici și senzația aceea de manipulare când se apucă să facă anumite ordine. Și că sunt secretoși. Și sunt secretoși. Dar, din păcate, aceste tendințe secretative, la un moment dat, răbufnesc, cum s-a întâmplat și situația fostului președinte și a dus într-o situație în care se demonstrează negru pe alb, că conștient a făcut niște pași care nu trebuiau să facă, probabil că va urma detenția. Acum, mulți dintre scorpioni care au fost în funcții de răspundere, în funcții de conducere, dacă tot mai provocat, acum, anul acesta, vor avea de dat socoteală, dacă au făcut ceva greșit, vor da socoteală, dacă au făcut ceva bun, vor fi răsplătiți. Deci nu există cale de mijloc, pentru că așa este Pluto. Pluto cu o mână îți dă, cu alta te pleznește de nu te vezi dacă nu înțelegi darul pe care ți l-a oferit. Săgetătorii. Mergem mai departe la semnul săgetătorului. Atenție și la voi la sănătate în mod special. Un apel telefonic te-ar putea informa despre o problemă de acasă care necesită rezolvare imediată. Nu este alarmant, ci doar una din acele mici probleme iritante care necesită atenție atunci când preferi să mergi, să spunem, în altă parte. Relațional, ești într-o cutie cu arome exotice, îți exprimi interesul pentru dragoste până la marginile pământului și înapoi, ceea ce s-ar putea să nu meargă prea bine dacă intenționezi să faci invitația cuiva la o cină romantică. Că s-ar putea ca acest romantism să debordeze și din lucruri bine intenționate să iasă cu totul altceva. Deci mare grijă. Profesional, posibil să încerci cu disperare să planifici, să organizezi și să îți anticipezi capcanele, mă refer la capcanele profesionale, reține că pur și simplu nu le poți face singur pe toate, deci trebuie să ai încredere și să delegi din responsabilități și oamenilor cu care lucrezi. Există multe variabile de luat în calcul, ceea ce este foarte important pentru tine, pentru că săgetătorii nu știu nici să mintă, adică
ei consideră că atunci când spun ceva, un adevăr pe jumătate, nu este minciună. Dar au prost obicei să spună lucrurilor pe nume, să ți le spună în față. Nu toată lumea este pregătită să accepte adevărurile lor sau nu toată lumea este pregătită să accepte ceea ce îi se spune. Și din momentul acela și-a creat primul dușman. Deci, mare grijă. Financiar, descoperi că dacă alegi partenerul potrivit, finanțele se îmbunătățesc văzând cu ochii. Uite, aici un lucru foarte important. Nu trebuie decât să știi cu cine vrei să fii în parteneriat, fii foarte deschis și realist în ceea ce privește condițiile care ți se pun și lucrurile vor merge ca pe roate. Ca sănătate, luna mai ar putea fi o perioadă obositoare din punct de vedere fizic, când energia este scăzută, dar o vei recâștiga în partea a doua a lunii. Universul îți dă șansa unui nou început, ceea ce zic eu că este foarte, foarte bine. Mergem acum mai departe la Capricorn. E, pentru tine schimbările bat la ușă. O separare temporară te-ar putea dispera. Imaginația ta poate evoca tot felul de scenarii, cum ar fi și cel în care iubirea ta are pe altcineva sau iubitul tău. Nu face asta. Iubitului sau iubitei sau partenerei îi lipsești la fel de mult ca ea ție. Relațional este important să-ți faci timp pentru a-ți cunoaște atât gândurile cât și sentimentele, dar și felul în care dorești să acționezi mai. Ce-ți dorești de fapt de la această relație? Cum vrei să decurgă ea? Profesional, schimbarea pe care o aștepți în sfârșit se va produce. Va avea un efect profund în următoarele săptămâni. În tot acest timp trebuie să fii atent cu precădere la familie și la casa ta. Financiar, imaginile și ideile te vor ajuta să alegi munca la care ai fi bun și felul cum să mergi mai departe. De asemenea, trebuie să ai grijă la economii. Vine schimbarea și vei dori să fii pregătit. Deci eu zic că este o schimbare foarte bună pentru ei. Ca sănătate, o mare parte din ceea ce trăim, poluare, alimente procesate, o cultură care se concentrează pe tinerețe și pe frumusețe, pe mișcare, pe forță, distrage atenția de la alegerile cu adevărat sănătoase. Deci la asta trebuie să aibă ei grijă. Vărsătorii? Vărsătorii! Deșteptarea! La ei se sună deșteptarea. Mercur este în Gemeni, fiind în sectorul plăcerilor, a relaxării, va face din următoarele săptămâni o situație, o stare extrem de cochetă, de complexă, de distractivă, de cum vor ei. Este un moment creativ pentru ei, pentru tine, și în timp ce înveți să te exprimi în moduri noi și incitante, crește și stima de sine. Relațional, îți este destul de greu să spui în cuvinte cât de mult îți pasă, motiv pentru care aceasta se poate persoana cu care se poate simți confuză. Așa că dacă vrei să fii într-o relație, cel mai bun lucru este să-i spui punctual ceea ce simți. Fă, uite, un cadou simbolic care să îi dea, să-i confirme persoanei că ești interesat de ea. Profesional, riscurile asumate aduc beneficii uriașe în a doua parte a lunii mai. S-ar putea să fii nevoit să le spui celorlalți în ce măsură ești diferit de ei în ceea ce privește nevoile, dorințele și obiectivele personale. Financiar este o lună în care să te gândești la o strategie din acest punct de vedere și să dezvolți un buget pe termen lung. Și să știți că vărsătorii mai nou văd că s-au pus cu burta pe car, nu mai vor să pămvățatelea, nu mai vor să rămână fără bani, își sistematizează lucrurile așa cum își doresc. Deci este foarte atenți la cheltuielile care le au, la ceea ce au de plătit, nu mai vor să fie datori. Sunt mai responsabili. Sunt mai responsabili, da. Din punct de vedere a sănătății, experimentezi bucurii domestice, în compania fie a colegilor de muncă, a prietenilor sau a partenerului de viață, ori a familiei. Poate că nu vei putea urmări chiar totul, dar așteptările tale legate vor fi egale și chiar depășite, iar această experiență te va face să te simți nu ciudat, ci minunat și să îți faci speranțe pentru luna iunie, pentru ceea ce va urma. Și pești? Și în sfârșit, îi avem și pe nativii pești, la ei sunt contacte benefice,
câteva vorbe. Mercur este în Gemeni, în sectorul familiei, este în așa că luna aceasta te-ar putea atrage ața să rămâi aproape de casă și să te ocupi de vari reparații. Comunici bine cu membrii familiei sau ai nostalgii legate de copilărie. Relațional este important să-ți faci timp pentru a dezvolta relația. Acest lucru te va ajuta să fii relaxat în compania celuilalt, deoarece te simți în siguranță și dorești să-ți împărtășești sentimentele reale. Profesional, atenție la un șef sau un partener care s-ar putea să se poarte oarecum dictatorial. Tu taci, tu poți să taci, asculți și observi. Acele lucruri care nu-ți plac îți oferă indicii cu privire la ceea cum să acționezi în continuare. Financiar, banii vin atunci când ești capabil să faci ceea ce îți propui, iar tu ești capabil și poți să faci acest lucru. Deocamdată, situația este stabilă. Ca sănătate, o dietă bună și o gândire pozitivă fac diferența uriașă pentru tot ceea ce înseamnă sănătatea ta. Concentrează-te asupra restricțiilor și asigură-te că eviți mâncarea prea grasă, prea picantă sau prea mulți carbohidrați.